Ei, da dacă ce frumos bate la breza. Mare, da. M-a încertat cu cei doi colegi, respectiv nisipiul și doamna producător, cărora le e dor de mare. Da. O să aveți parte imediat. Mai avem o problemă. M-am uitat în noi beta... nu avem probleme, noi avem da, soluții. Era, nu, era o problemă gravă. M-am uitat în toată beta aia, nu s-a auzit un... Păi n-avea pescăruși. Noi. Ce-ai? Nu, era pescăruși și plecați în concediu sau ceva unde a filmat... Unde erau? Nu știu, nene, cred că s-au dus în castelul lor acolo, în largul mării. Acolo au ei castelul pescărușilor. Nu ți-am zis că mi-au mai luat eu țeapa asta odată? De nu odată, de două ori mi-am zis că mă duc, am dat banii pe barca aia. Uh-huh. Hai, mărește pasul să nu plece vasul, vasul Andreea. Așa îl cheamă pe vas. M-am suit pe vas și m-am dus să văd castelul pescărușilor în larg. Ce să vezi tu? Că eu mi-am imaginat castel cu pietre, cu nimic. Că niște pescăruși. Oh! Oh! Și nimic. A doua oară am văzut delfini în schimb. Era delfin. Sărea. Făcea. Strobea bună. Strobea niște, înțeleg? Stătea. Cât despre invitați mai contează? A, gata, facem emisiune. Dar ți-am povestit și eu ce făceam la mare. Că apropo de asta. Odată am rămas în colac. Nu-ți spun. M-am băgat în colac. Pum! Și nu s-a mai dat colacul, deci nu vrei să știi când m-am chinuit să trag colacul de pe mine. Știi cum se scoate colacul când se fixează? Ai două variante. Ori nu, te dai dar cu crema, Ana Maria și Marian! Mă bucur și eu foarte mult să vă revăd după aproape 15 ani de zile. Taci din gură! Noi ne-am văzut mai de curând. Da, 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 ce făceam eu acum 15? Am cântat la dumneavoastră împreună cu Toto Cutugno la alt post de televiziune. Când m-a pupat pe gură Toto Cutugno? Da. Stimați telespectatori, am martori! Toto Cutugno m-a pupat pe bot! N-aș fi crezut, deci fii atent. Eram cu Toto Cutugno, dansam. Nu mi-ar fi trecut prin cap. El s-a apropiat cumva că de mine așa, te-a zis că e figur de buftea, știi? Păi și când m-am așa și m-am așa, am și poză. Nu, cred că te-am și pe tine. Cu Toto Cutugno, mă! Ia uzi. Și Toto Cutugno, și Vârciu, și eu. Dar ce e asta, colegă? Dolph Lundgren. Tot... Ce să faci? Sunt irezistibil. Bine, acum nu mai ești mari, ești, vezi, bă, celebritățile, că nu pupă pe oricine, nu bagă în seamă pe oricine. Eu pupă la popii. Popa pupă poala mea. Ce bine ziceam. Doamne ajută. Îndrăgostiți, am auzit. Îndrăgostiți, fericiți. Mutați la casa voastră. Da, așa, așa cred că suntem momentan, pentru că locuim împreună de câteva luni de zile. Voiam să te întreb ceva. Tu ai trecut prin foarte multe lucruri, da, în viața ta. Din nefericire, prea multe. Ai mai fi crezut vreodată că vei fi fericită și deschisă și gata să abordezi din nou un sentiment frumos? Într-adevăr, mi-a fost foarte greu să mă regăsesc, pentru că am trecut prin clipe foarte grele, dar eu sunt un om credincios. Mă rog foarte mult la Dumnezeu. Acest lucru cred că l-am preluat de la tatăl meu. El m-a învățat încă de mică să fac acest lucru. Dar uitați că Dumnezeu l-a rânduit frumos, astfel încât să pot să mă liniștesc sufletește, să mă regăsesc pe mine și să dau de un om pe măsura mea, să spun așa, și eu pe mulțumesc măsura din suflet. Și să trec peste lucrurile și momentele urâte din viața mea. Chiar dacă în sufletul meu întotdeauna va rămâne o fărâmă de neliniște, el este singurul om care îmi este alături în acest moment și căruia îi dăruiesc toată mulțumirea și recunoștința. Întâlnirea voastră s-a petrecut înainte sau după ce tu luasești decizia de a pleca în Italia, parcă? Noi ne cunoaștem de aproximativ 3 ani de zile. Ne-am cunoscut printr-un grup comun de prieteni. Ulterior ne-am întâlnit prin diverse emisiuni, prin diverse evenimente, pentru că și el este din același domeniu și noi cântăm împreună acum. El m-a cunoscut, da, înainte de a pleca eu în Italia. Am stat acolo câteva luni de zile. Iar ulterior când m-am întors pentru a-mi rezolva niște probleme personale. Și Dumnezeu a rânduit că eu să rămân în țară, să nu mă mai întorc. Deși nu-mi propuneam. Cu ce ai cucerit fata frumoasă? Sincer, atunci când a venit, da, am ieșit la restaurant în grupul de prieteni. După aceea, la un interval de câteva ore, vorbind cu ea, hai să ne mai întâlnim, să mai stăm de vorbă puțin, că tu o să pleci și
Ok, și am vorbit, am pus un plan la cale, ce să facem împreună, să cântăm, să fie bine. Să colaborăm din, pe da, da, da. Din ceea ce am vorbit, am început să vorbim și despre viață, despre problemele ei, despre problemele mele, cum sunt eu, cum este ea. Și de acolo totul a plecat așa, ușor, ușor, și toate au venit de la sine. Trebuie să recunosc faptul că m-am gândit mult la relația dintre voi și m-am gândit mai mult la sentimentele tale în ceea ce o privește pe ea. Pentru că e foarte greu să încerci să alini sufletul unei femei rănite. Unii bărbați renunță la chestia asta și zic, bă, ea are problemele ei, nu mă complic. Tu totuși ai avut răbdare. Cu toate că sunt foarte mult subestimat din punctul ăsta de vedere, aparent sunt un om mai rece, care pare că nu dă importanță lucrurilor, dar de când suntem împreună, încerc să o susțin din toate punctele de vedere, absolut din toate punctele de vedere, lucrurile interne pe care doar noi le știm și nu vrem să le facem publice. Dar, din punctul ăsta de vedere, și sufletește și oricum sunt alături de ea și poate să confirme lucrurile. Și nu vrem să le facem publice tocmai pentru că gura lumii nu poate fi astupată niciodată. Și consider că, deși am avut ocazia să fiu în această lume a muzicii încă de la 2-3 anișori, plimbată cu tata prin toate televiziunile și învățând cum este de fapt în această lume, am învățat încă de la el să fiu discretă în ceea ce privește viața mea. Deși, uneori, este bine să spui ceea ce te frământă, pentru că publicul în viața unui artist este cel mai important, din punctul meu de vedere. După părerea ta, ai fost acuzată la un moment dat de lucruri la care nu te-ai fi așteptat? Adică a fost cineva care să-ți aducă... Eu n-am auzit asemenea lucruri, de asta te întreb. N-am auzit acuze la adresa ta. Nu au fost acuze la adresa mea din partea publicului, din partea oamenilor care întotdeauna m-au cunoscut de mică și au știut dintotdeauna caracterul meu și comportamentul meu și că sunt o persoană diplomată. Cu toate astea, persoanele de la care nu mă așteptam niciodată să facă anumite acuze la adresa mea au făcut-o. Dar știu că este un Dumnezeu sus și sunt rânduite așa cum a fost rânduit să-l întâlnesc și pe Marian, sunt rânduite astfel încât să ne fie bine în viață. Aș vrea să înțelegeți ce am înțeles eu, pentru că chiar dacă voi fi acuzată pentru lucrurile pe care le-am priceput într-un anumit fel, o să încerc să-l traduc pe limba voastră, pe limba fiecăruia dintre cei care ne privesc în momentul acesta. Fata delicată pe care o vedeți a fost crescută cu dragoste de un tată minunat care la un moment dat s-a stins, lăsând-o pe ea, cea mai importantă comoară a lui, în grija unui prieten care, din nefericire, a dus această grijă puțin cam prea departe, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Asta pentru cei care nu știu deloc situația. Încerc să pun lucrurile cât mai pe după vii și cu da, putință. Da, este normal, pentru că eu am și dispărut o lungă perioadă de pe posturile de televiziune, deși foarte mulți dintre cei de acasă știu povestea mea. Da. Am încercat să mă regăsesc pe mine în această perioadă și să vin cu ceva bun în fața oamenilor, dar în același timp să vin cu ceva bun și pentru mine. De asta acum, pentru că mă simt împlinită, lucrez în domeniul pe care mi-l doresc, am lângă mine alături un om special și așa mai departe, am considerat că este momentul să mă afișez cu lucruri frumoase, lucruri bune. Mai avem un singur minut, dacă îmi dați voie să vă întreb și eu trei lucruri rapide. Sigur. Mai ales că vă și viți, dacă mai ții minte cum era îmbrăcată la prima întâlnire. Sincer, nu mi-aduc aminte. Adică nu sunt o persoană materialistă care să pun preț pe... Ei, lăsați, că e vorba de gândățească și le, ai, dacă era vreo firmă. Aspectul contează, oricum. Exact. Așa, doi, ai pe degetul inelar un tatuaj pe care l-are și Mihai Bendeac, pe care scrie Never. Ești primul om. Așa, cum reușim să-l ștergem? Că s-a îndrăgostit. Am auzit că există o tehnologie acum care ne poate așa salva de acest. Deci nu mai e Never, să se vadă la televizor că scrie eu Never. Eu nu pun presiune. Scrie pe Never, el, da? Adică el n-a să se căsătorească niciodată până în momentul în care a găsit-o pe ea. Nu, n-a spus asta. A spus că nu vrea să fie nefericit niciodată. Nu, că nu vreau să mă căsătoresc. Urmează continuarea. Așa. Never say never. Never ending story. Ok, și cea de a treia, de la ce vine tăticule Marinică de la Foișor, că mai nenorocit. Este pseudonimul meu. Faptul că provin dintr-o familie toți de muzicanți, zona de unde suntem noi, mai exact Fuișorul de Foc, de acolo ne cunosc. A, stai mă, e de la Fuișorul de Foc, exact, de asta vine. Exact, toți ne cunosc de acolo, din glumă. Da, Marinică, da, da, cântați împreună? Da, sigur.
Cântăm împreună de ceva timp această ultimă piesă pe care o vom cânta astăzi la voi. Am creat-o așa pentru toți cei de acasă și ne reprezintă pentru că este vorba despre dragoste. Deși prima noastră piesă a fost despre gura lumii, iată că ia uite cum am s-au așezat toate. Să mergem pe scenă. Noi vă așteptăm. Mulțumim. Și să nu uitați că vă mulțumim. Dacă eu am observat inelarul, tot noi trebuie să observăm și primii berghetă sau inelul. Mulțumim mult de tot. Piesă.